Ce victorie pentru Manchester City, ce umilință pentru Real Madrid. Trupa lui Guardiola ajunge triumfătoare în finala de la Istanbul, o va întâlni pe Inter, e mare favorită datorită multor lucruri. În primul rând, modul în care a jucat această manșă secundă împotriva lui Real Madrid pe teren a fost efectiv o singură echipă. 4-0 poate e chiar puțin la ceea ce s-a jucat. Entuziasmant modul în care trupa lui Guardiola a jucat, a învins și s-a calificat în finală. Avem City vs Inter în finala de la Istanbul, UEFA Champions League, pe 10 iunie va fi meciul. Îi salut pe Mihai Stoica și Basarab Panduru, bună seara! Salut! V-ați fi așteptat la așa ceva? Nu. Cum a fost impresia? Mă gândeam ce a fost anul trecut și ce s-a schimbat acum față de anul trecut. Și sunt multe chestii. Anul trecut părea că Madridul la un anumit moment începe să joace sau adversarii capotează fără nicio explicație. Dar au fost explicații. Anul trecut la 2-0 se putea face 3-0, era același galop de sănătate pe care l-a făcut și astăzi City, pe City of Manchester Stadium, doar că Mahrez a ales să dea la poartă în loc să dea pasul Foden. Dar ce se mai întâmpla? L-a prins Vinicius pe Fernandinho, l-a făcut zob. Fernandinho nu era din filmul ăla. Adică Fernandinho era un jucător care era clar o verigă slabă la explicații și mie acum în nou sistem pe care îl joacă Pep, care e veriga slabă? Pentru că mie mi s-a părut că astăzi a fost o demonstrație de fotbal total. Nu că a fost o singură echipă în teren. A fost un meci atât de dezechilibrat încât m-a făcut să mă gândesc la meciul nostru din 2016 cu City. Vorbesc foarte serios, fără nicio exagerare. Pentru că nu e numai 4-0. E 4-0 și o grămadă de ocazii. Și bara aia, să spunem așa, să fie ceva și în contul Madridului. Deci bara aia la ce scori? La 1-0? 1-0. Nu, da, cred că voi în minutul 15 nu aveți 14-15 pase și în minutul 30-45 de pase, adică nu cred că s-a întâmplat niciodată într-o semifinală de așa calibru, da, să ajungi la cifrele astea, uluitor, 14-15 atingeri, 40 de atingeri, asta este de Liga 5-a, n-ai cum să te prezinți așa niciodată. City a venit în mare formă, ăsta este adevărul la meciul ăsta. N-avea cum să nu se întâmple, da, nu știu, rezultatul ăsta, că ăsta e din cale afară de mare. Un 2-0, un 2-1, mă gândeam că poate să câștige City, dar la 4-0 niciodată și la felul ăsta în care s-a jucat. Adică vedeai că nu au nicio șansă, nicio posibilitate de a dezvolta o fază de a... Erau cei de la City peste tot, îți făceau pressing de fiecare dată când intrai în posesia mingii, veneau peste tine, nu-ți dădeau mingea, deci a fost ceva ce rar vezi așa, demonstrație de putere, de mare clasă. City din ultima perioadă pare o echipă care joacă în 15. Pentru că dă impresia că face superioritate în toate zonele terenului. N-am văzut să sufere nicio secundă. Discutam înainte de meci. Bernis e omul meciului? Da. Aia a dat primele două. Da, primele două. Important când marchezați 0-0 și 1-0. Băi, și cine a zice? A deblocat. Păi nu el, zic. De Bruyne vrei, păi să da, la De Bruyne mă gândeam. Poate Gündoğan și el a jucat. Mie mi-a plăcut foarte mult Rodri. Foarte mult. Și Rodri, da, mulți au jucat bine. A jucat cu o dezinvoltură. Adică, în mod normal, Silva a rezolvat meciul. Că apoi e ușor să joci. Când te numești City la 2-0, e simplu să joci. Și a dat gol cu capul. Vezi că nu e la primul gol cu capul. Și nu dă cu capul să pună capul acolo. Dă exact unde vrea să dea. Ideea e că City bate 4-0 și Haaland nu marchează. Asta mi se pare iar interesant. Și culmea. Și intră Julian și marchează. Și intră târziu. 87 de când intră. Pandi spunea în timpul meciului, tot ne făcea atenție să ne uităm la Vinicius, că nu se apără, că stă sus. Și exact așa a fost. Și uitați-vă în oglindă la Grealish ce efort a făcut pe fază defensivă. Pentru că Grealish sunt foarte curios să văd cifrele de fitness al lui Grealish în meciul ăsta. Care n-a excelat, că n-a apărut în... n-a apărut că are un mare aport, cel puțin la goluri n-a existat. Dar a jucat senzațional.
Imagine... Real, tot timpul a stat în Benzema și în Vinicius, cel puțin în ultimul timp. Care au fost cei mai slabi și în Courtois. În Courtois, te-a scos la început, dacă să scoată și el. Da. Iar Benzema și Vinicius au fost cei mai slabi jucători de pe teren. N-au putut să alerge, dar nu știu de ce. Benzema a renunțat de fiecare dată. Nu venea înapoi. Vinicius, pe care l-am văzut altă dată, venind lângă fundașul stânga, care o fi el acolo, 10 metri distanță între fundaș și el, acum de-abia se ridică de jos, nu mai vine înapoi. Ceva a fost cu Realul în seara asta. Foarte mare bucuria lui Guardiola, că dacă privești imaginea asta și nu-ți dai seama despre ce faza, ai spune că exact. Medaliile. Da. Asta îți dă impresia. Cumva cred că l-a păsat mult dubla asta. L-a păsat dubla. El știa că trebuie să câștige. Trebuia, simțea că trebuie, că toată lumea așteaptă de la el că trebuie să câștigi din nou, plus că cei de la City. Bă, de asta te-am adus până la urmă, de asta ți-am dat miliardele alea. Fă ceva, că noi în tine avem încredere. Că titlul în Anglia l-a câștigat și toată lumea, și Pellegrini, și Mancini, toată lumea. Dar a arătat ca cea mai bună echipă din lume, clar. Lasă-mă și uite-te cum a arătat în dubla cu Arsenal. Unde a tranșat în favoarea ei disputa în Anglia. Uite cum a arătat astăzi. E echipă. S-a calificat ușor și cu Bayern München. Da. Adică nu s-a pus problema în vreun moment cine și este o echipă atipică, pentru că vi se pare că e greu acum, că totuși sunt mulți ani City sub conducerea lui Guardiola, că ar fi cea mai bună versiune a lui City de când Guardiola e acolo? Ca manieră de joc, în modul în care... Dar pare tăvălug acum, nu? Pare că vine peste tine și că te sufocă. Nu îți dă posibilitatea să faci absolut nimic. Uite-te și tu aici. 1, 2, 3, 4, 6. Cât sunt acolo? 6 în careu de 16 metri. Nu, e ceva ce Rodri trage la poartă. Adică... Da, driblează. Am vorbit noi. S-a schimbat puțin și Rodri față de doi fundași centrali. Rodri trebuia să stea acolo între ei. Acum sunt trei acolo care rămân tot timpul. E un fel de fotbal acum, dar e periculoasă, nu știi de unde vine pericolul, vine din toate direcțiile, din toate părțile, de la toată lumea e periculoasă. Are jucători versatili, are jucători care a sărit cumva cu capul în jos. Exact, aici, cum dă și cu piciorul acolo, de sub el așa, venise mingea bine aici. Cumva, de sub el. Cumva modul în care sare îl pune pe el în dificultate, că mingea îi venise bine. Dar nici nu-și dă seama dacă Alaba lovește mingea sau nu. Și clar că nu-l prinde foarte bine pregătit. Că dacă el nu-mi dă minge, el practic mingea îi vine în cap. Da, dacă o dă puțin... Dacă o dă puțin, puțin de unde direcție, vine, puțin în direcție să-i dea. Dar... Eu cred că... A nimerit acum cam toți jucătorii din ultima vreme, toate transferurile a nimerit foarte bine. Asta este una dintre paradele colosale ale sezonului. Este incredibil, dar fii atent cum se duce, deci din dreapta se duce în stânga, după care cum reușește cu mâna aia să... Nu știu ce alt portar poate să scoată... Senzațională parada. Da, a reușit, a nimerit jucătorii. Pe de altă parte, nu mi se pare deloc că dacă... ai face un prim 11 la nivel european cu cei mai buni jucători, sunt foarte mulți jucători de la City. Nu cred. Iar asta mă face să cred că totuși valoarea mare a antrenorului asta e... Pe asta spun, nu mi se pare că are cei mai buni jucători de la, pe toate posturile, adică. Nu mi se pare. Nu, dar oricum are. Unde vezi jucători mai buni decât De Bruyne, decât Bernardo Silva? Mi-ați dat pe exemplu pe cei mai buni. Haaland, nu spun că nu are, da. L-a dat pe Cancelo, da? Cancelo era vreo 60 de milioane, cât a fost? 50-60 de milioane? Parcă nu. Și acum l-are pe Akanji, pe care a dat puțin, 30 de milioane, nu? El nici pe Ake n-a dat. Nici pe Laporte n-a dat 20 milioane. Adică, dar ce să ai? Jucători de 45-50 pe toate posturile, Dani? Nu știu dacă salții mai buni. Ca echipă vorbește. Peste tot numai jucători de 60 de milioane și acum de peste 100. Ok, sumele în Anglia nu mi se par foarte relevante. Nu, acolo ca ai sediu costă 100 milioane. Rodri, vorbim de Rodri. Băi, până la urmă 80 de milioane sau cu 70-80 clauza de reziliere, da. Dar știa că e foarte deștept. Foarte mulți bani, 70-80. În afară de Grealish, pe care a dat foarte mulți bani acum,
El n-a adus un jucător cum a adus Liverpool 120 de milioane pe Darwin. Enzo Fernandez la Chelsea iar 120 de milioane. Sunt sume. Uite, el n-a mai adus în ultima vreme jucător. Dar el când a adus meme, el a făcut o medie de 60. El a făcut o medie de 60. El n-a dat 100 ca să dea 20 pe altul. El a dat 60 pe altul. Nu mă raportez neapărat la sume. Ba, și sumele sunt importante, Dane, pentru că și alții au sume mari. Ba nu, alții au sume mari, dar au 100 de milioane, după care ai 20, după care ai 10, după care ai 30. Dar vreau să spun altceva. Eu zic că, deci, degeaba bagi o grămadă de bani în Chelsea dacă l-ai pe Graham Potter antrenor sau pe Lampard sau pe asta cine vreau vrei. Să spun că tot respectul... Paris a băgat mai mulți bani poate decât City. Poate. Da, dar asta spun că sunt diferențe și aici. Ai 5 cu 100 de milioane și 5 cu 10 milioane. Eu cred că el are 20. El, și nu numai el, că el are, el și-a adus directorul sportiv. El și-a adus, el a avut forță mare și are forță mare la Manchester City. Este mai mult decât un manager de... mult. Și atunci, fiind într-o echipă, exact cum zice, foarte greu să greșești, că normal. Toată lumea merge pe ce, toată oamenii lumea... Oamenii Beghiristan știa ce vrea Guardiola. La Paris Saint-Germain niciodată nu se întâmplă asta, pentru că acolo sunt și alte interese, nu știu, habar n-am, dar acolo nu este în niciun caz o continuitate în... a alege jucători de un anume profil. Acolo bate 30 ca au niște mijlocași agresivi, bat după aia te trezești cu Fabian Ruiz, care orice are, dar numai agresivitate, nu. Acolo chiar că nu este nimic cum trebuie. Pe când aici, totul funcționează perfect. Și bineînțeles că artizanul este Guardiola, clar. Indiscutabil asta. Ce mi se pare complet diferit față de sezonele precedente e faptul că e pentru prima oară când Guardiola joacă cu număr 9 adevărat. El și la Barcelona, adică filozofia lui nu avea un număr nou. Poate că îi plăcea asta. A schimbat în defensivă. A schimbat, dar numărul nou nu avea. El nu are fundaș dreapta de meserie și fundaș stânga. Acum. El avea înainte. Când am jucat noi era Crișin în stânga, era... Mai jucat și Zinchenko în stânga. E fundaș dreapta, dar acum joacă în 3. Bun, ok, tot din fundaș dreapta, da. Provine. Dar el anul trecut spuneam, domnule, nu are dubluri pe posturi. Pentru că anul trecut l-a băgat pe Fernandinho fundaș dreapta. Fernandinho s-a apărat la Vinicius, l-a făcut Vinicius avion. Că multe lume leagă posibilitatea de a câștiga Champions League pentru prima dată de faptul că practic Guardiola a primit ce nu a avut în precedenții 6 ani pe Haaland. Eu zic că nu e anul numai. Haaland când a semnat a spus, nu m-au adus aici să dau goluri în Premier League, să luăm titlul, că au luat titlul și fără mine. Probabil m-au adus ca să ajut și eu să ridic nivelul, să câștige Champions League. Cred că are într-un fel dreptate. Titlul l-a mai luat Guardiola. Guardiola are o mare calitate. Deci își recunoaște sieși când greșește. Și clar că jucând cu un număr 9 ai șanse mult mai mari să devii periculos pe fază ofensivă. Clar. Pentru că sunt, cum a fost anul trecut, uite că au fost probleme. Da. Pe care acum nu le-a mai avut. Dar nu a avut niciun meci, nu l-am văzut, ca echipa să sufere. Niciun meci. Pe el avea pe Gabriel Jesus și îl băga în dreapta la un moment dat. Da. Deci el îl vedea de ăla din număr 9, că nu putea altceva, îl băgai prin dreapta pe acolo, nu știu cum îi spuneai tu, bine îi spunea, vezi că vine mingea de acolo, vii tu vârf, faci nu știu ce și o combinație din asta. Iar acum, exact cum spune, și-a dat seama câți bani trebuie să dăm. Sute de milioane și să-l aducem pe cel mai bun. Au stat puțin și când au adus, s-au adus. Ne raportăm la statistica meciului, dar începem așa. Prin minutul 30, dacă nu mă înșel, a apărut prima statistică a acestei partide. Evident că se vedea și cu ochiul liber că există o singură echipă pe teren, City, și că Real e mare dificultate. Dar la 30. Asta nu te așteptai. Așa ceva nu te așteptai. Așa nu te așteptai. Nu, așa ceva nu mă așteptam. Asta a fost Barcelona cu Celtic Glasgow. Uluitor, 76% posesie, dar 45 de pase în 30 de minute. Este Real Madrid. Benzema nu știu dacă a atins mingea în prima repriză. A atins mingea în prima repriză? Deci 45 de pase în 30 de minute înseamnă într-un minut o pasă jumate, da? Da. Într-un minut, atenție, nu... Deci în două minute făceau trei pase.
Asta e grav. Ceva, da, nu. Să faci 3 pase în 2 minute e grav. Eu cred că Realul nu s-a mai întâlnit. Eu cred că Realul. Eu cred că Realul nu s-a mai întâmplat niciodată în istorie. Nu. Meciurile n-a fost echipă de posesie, dar nici așa ceva n-a pățit. Apoi avem statistica la pauza meciului. Pentru că prima repriză a fost ieșită din comun. Așa arată. S-au dezlănțuit pe final. 72% posesie, 5-0 șuturi pe poartă. 13-1 șuturi, mamă. Da, 13-1. Da, de care bara ai bara lui Cross. 5-1 cornere. Ma cornere au stat bine. În schimb la offside-uri nu a putut să-i domine deloc. Formidabil. Totuși formidabil. Și vezi că alergă și mai mult. Da. Și alergă și mai mult, că teoretic trebuie să alerge mai mult echipa care alergă, care n-are mingea. Cam asta e ideea. Da. Dar aici alergă. Astea sunt pasele la pauză. Deci aici vedem ce vedem, vedem la pauză. Uite Benzema. De sub 9. 61, da. De sub 9, nu știu dacă are 4-5 pase în prima repriză. Îți dai seama să fii locul 5 în... Deci bine, Courtois e locul 3. Să fii locul 5 fundaș central. Astea sunt distanțele la pauză. Bine deloc. E, Rodrigo a alergat, dar el cred că a avut fizică. Nu, mingea nu prea a atins-o. N-a atins-o deloc. Bine, aici nu sunt diferențe foarte mari la distanțe. Bun, și acum să vedem la finalul meciului. A fost 2-0 la pauză, 4-0 în final, doar cu o repriză a doua mai echilibrată. Că ți-a dat voie. Ți-a dat voie City, da. Adică City a jucat că se conserve. Scade și diferența de proporție în privința posesiei, dar la kilometri, mult. Adică diferență mare de... E foarte puțin a alergat Madrid. 6,5 km în plus pentru City. A apărut apatică. Da, ceva s-a întâmplat, au venit obosiți, nu știu cum se poate așa ceva, dar... Sincer, de aici, din toată statistica asta de la final, dacă n-am fi văzut meciul și așa, aia mi se părea șocantă. Să alerge atât de mult în plus City față de Real Madrid. Și aici sunt distanțele alergate. Grealish apare cu 10,7, dar e al patrulea, să zic eu așa. Da, Grealish e mai mult pe forță explozivă, nu e jucător de banduranță. Face sprinturi. Da. Dar nu te miră la Ruben Diaz? La Ruben Diaz 11. S-a mișcat mult, da. Că în general, cel mai mult aleargă mijlocașii centrali. În general. Că e Rodri acolo, că e Valverde acolo, nu te miră deloc. Dacă nu-l vezi pe Ruben Diaz la 11 km. Da. Asta spune multe despre modul în care se exprimă City. Pentru că circulația balonului, toți jucătorii participă la... Toți sunt... Nu știu dacă sunt cei mai buni pe posturi, dar fac niște chestii pe care alții nu le fac. Pentru că, într-adevăr, asta le cere. Guardiola aproape de... Nu vezi că există fotbaliști care acoperă mult prea multe posturi? Că spuneai de Gabriel Jesus că juca în dreapta. Pe la un moment dat, numărul 9 juca De Bruyne anul trecut. Pentru că, cumva, atunci când caută jucători, Guardiola caută și genul ăsta de jucători. Da, de inteligenți care pot juca orice. El probabil vede un jucător și zice, bă, ăsta poate să joace doar postul ăsta. Nu-l iau, mă gândesc, habar n-am. Ăsta poate joace 3 posturi, e interesant. Chiar dacă poate e un pic sub jucătorul. Crezi că Ruben Silva este, din punct de vedere tehnic, sub John Stones? Sau nu cred? Nici eu nu cred. Deci oricând îl poți vedea mijloca și pe Ruben Diaz dacă vrea... Să vedem ce imediat la finală, că poate la finală trebuie să... Nu cred că inventează. Nu mai are acum ce. Nu? Nu mai are ce. Asta nu, va fi. Nu mai are ce. Nu. A inventat atunci la finală cu Tuchel și a pierdut. Da. Nu-i mai arde de inventat. Dar știți că după finala aia, acum recent vreo 2 luni, a zis că a revăzut finala aia. Și că n-a greșit nimic. Și că i s-a părut că n-a greșit ce nimic. Ce să zic greșit? Păi nu, da, ziceați mai devreme că și asumă greșit. Păi și asumă, eu am spus că își recunoaște sie și n-am spus că recunoaște public. Lui, nu public. Nu. E o diferență. Nu, corect. Pentru că e orgolios. Da. E catalan în primul rând. E catalan. O să revenim la discuția despre Guardiola. L-ascultăm acum pe Ancelotti, marele învins al serii. Carlo, that must be very hard to take. It's been a great run in the Champions League, but that ends tonight. What can you say about the performance? It was not a good performance. N-a fost un meci reușit. City was better. They deserved City a fost mai bună. A meritat să câștige. The first half.
Ne-au dominat în prima repriză, au luat avantaj și a fost greu să revenim în meci. Performanța lor în această seară a fost una deosebită. Puteam să ținem mai mult de mingi, am pierdut foarte ușor multe mingi, ei au pus mare presiune. Did you expect that though? I would have thought you'd know they got a high tempo. I expected the start of the game that mă așteptam să fie un start de meci cu presiune din partea lor. We could manage well the ball, but am crezut că putem ține mai mult de minge, dar se întâmplă în fotbal. Când adversarul e mai bun ca tine, trebuie să accepti. What was the strength of the City side? What was causing the problems? They have a lot of quality. Au o mare calitate. Pun multă presiune. Nothing new. Nimic nou la Manchester City. E o echipă bună. For you and what now for Real Madrid? It's a summer of strengthening and coming back. Well, next the idea is to fight. Ideea este să te lupți. Așa cum am făcut-o în acest sezon, în sezonul trecut în Champions League. Until now we did well. Până acum ne-am descurcat bine. We have to accept the defeat. Trebuie să acceptăm această înfrângere. You cannot always win. Nu poți să câștigi întotdeauna. Trebuie să accepți înfrângerea și încerci să fii mai bun sezonul viitor. E corect ce spune. Nu poți să câștigi mereu, că Real aproape a câștigat mereu în ultimul deceniu și trebuie să accepți și înfrângerile și chiar și înfrângerile de genul ăsta. Da, dar nu-s de acord că nu s-a descurcat bine. Nu, el a spus este până aici, a zis. Se referă la Champions League. Să treacă pe locul 3, nu? E adevărat, dacă nu pierde Atletico cu Belce sau cu cine pierde. Pani, e o diferență, sunt două categorii de echipe. Echipe care tot caută să reușească ceva și nu reușesc, alea au o problemă, nu pot să spui e bine că am ajuns până aici, și unele care lasă ceva în urma lor și la un moment dat... Și lasă gros în urma lor, adică... Cum a fost și Spania, că multă lume rede Spania, naționale Spania, că a ajuns. Ok, dar vreo 6-8 ani a dominat ca nimeni fotbalul mondial și european. Dacă lași ceva în urma ta, mi se pare că totuși accesul mai ușor și un moment ăsta de cădere, cum are și Realul acum. Că și înfrângerea din campionat e grea prin proporția distanței față de Barcelona. Aici e... Bun, vedeți disproporționată rău finala, așa cum se vede ea acum cu câte săptămâni, 3 săptămâni înainte? Nu, foarte rău. Foarte rău. Nu vedeți capabilă pe Inter să... Nu văd nicio echipă capabilă să se împiedice acestui City. Și nu văd City să cadă atât de mult. Pentru ce? Care ar fi motivul? N-ar fi campionatul l-a câștigat în Anglia. Da. E poate cel mai reușit sezon din cariera lui Guardiola. Nu cred că are Inter posibilitatea să... Nu poate să le facă față. Nu cred. Bine, e fotbal, se poate întâmpla orice, dar nu chiar orice. Da, și finala aia, dacă e, cum ai spus, pe data de 3. Pe 3 iunie, da. Da, pe 3 finală, pe 10 meci, adică practic ai săptămână în continuare, nu stai 2 săptămâni. Nu. Da, fără finala aia, stăteai 2 săptămâni până la finala Champions League. N-are cum să-și iasă din mână și sunt mai motivați ca niciodată. Nici eu nu văd cum să poată. Ce, să se apere și să-i prindă pe contraatacă? De fapt asta, că Inter face mai bine decât Real? Nu-l face mai bine, poate se apără mai bine, nu știu. Eu vreau să spun altceva. Cei de la Inter au văzut meciul seara asta? Normal. Toți, da? Da. De la antrenor de până la... Nu în cap că n-avem ce să facem. Și acum când te uiți la meciul ăsta, tu crezi că mergi cu încredere la Istanbul? Sau spui, bă, nu, e mare lucru să nu ne dea cu terenul în cap și nouă? Corect. Dar nu s-au mai văzut în fotbal surprize aceste proporții? S-au văzut, dar nu știu. Mai vorbeam de Barcelona cu Celtic. Da, i-a bătut Celtic pe Barcelona, dar într-un meci fără importanță. Nu cred că într-o finală, în primul rând, nu o să le dea mingea. Eu încerc să fac finala mai atractivă, așa că e disproporționată. Păi nu mi-aduc aminte de Liverpool-Tottenham, nu? Iar la fel. Da. Ne așteptam că Tottenham să facă ceva venit în finala aia, slabă, rău de tot. Nu știu adică era chiar așa disproporționată. Nu era, dar a fost diferență. Nu mi-aduc aminte așa repede acum de o finală din ăsta. Bine a fost după ce i-au scos pe Ajax cu tripla lui Lucas Moura. 3-4 sau cât. A dat Lucas Moura 3 goluri. Guardiola poate să facă o triplă istorică pentru City. Da. Campionatul care e luat, are finala cu United, aia e o finală interesantă, finala Cupei Angliei. Și United Champions joacă. Și ce, nu, e și rivalitatea între e discutabil, dar United joacă, adică United am văzut-o jucând în ultima vreme. Da. Și aveam tabelul ăla, că la un moment dat prezentam
topul antrenorilor după trofee all-time. Păi ce, era Lucescu pe 2, nu? Merge da, Lucescu. Dar dacă face tripla asta, trece? Guardiola trece legalează. Peste. Da. A, legalează. Da, face 35 și Guardiola are... Da, se legalează, ne-am mirge și mai câștigă. Are, câștigă are, 40, are 49 Ferguson, până acolo mai are totuși Guardiola. Da, îți vedeți antrenând așa multă vreme de aici încolo, pare că se consumă mai ușor antrenorii în ziua de astăzi și se ard mai repede, cum s-ar spune. Așa pare, cel puțin la Guardiola. Nu cred. Crezi că va antrena mult? Adică ce? Nu cred că se lasă repede. Crezi că se lasă? Nu cred. Bine, nici nu prea mai are unde să se mai ducă. Nu? Da, la o națională, să ia o națională, să... Nu prea e genul să nu cred că e să muncească. Vine odată la trei luni să facă trei antrenamente. Da. Nu, nu știi, dacă vine Brazilia sau vine Spania, da, ce Brazilia te poate atrage? Brazilia vine după Ancelotti acum. După Ancelotti, da. Una e Ancelotti la 60 și... Nu, eu spun că peste 10 ani, să spunem, sau peste 8 ani, poate veni Brazilia și dacă azi vii după Ancelotti, de ce să nu vii după de Guardiola? Ce, de ce vrea tu Guardiola să te duci să traversezi oceane ca să fii selecționerul Braziliei? Cred că dacă s-ar mai duce undeva, poate la Paris Saint-Germain. Iar la fel sacul fără fund. Nu, mă gândesc așa, știi? Adică să cheltuiești așa, da, într-una, așa, să da. Următorii 5 ani, ia sacul ăsta, bași mâna în el când vrei. Să-i dea clubul cum i-a dat City. Da, păi nu. Ia clubul și fără nu se pune, nu discută, nu vine el, stai puțin că avem, nu aveți pe nimeni. Păi nu accepte nimic, ce să accepte. Acolo poate ar putea să câștigești cu Paris Champions League, știi? Cota lui acum e ceva crescut. Au fost mulți care au spus, da, domne, a câștigat, dar n-a câștigat Champions League. Dar spunea întrebarea corect, asta, da, așa era, de ce? Dar Champions League se mai întâmplă și câte o zi nefastă, dar acum parcă nu se mai poate întâmpla. Apropo de chestiunea asta, că nu câștigase, calculaseră cei de la L'Équipe, facuseră o medie, adică, nu știu, să spunem că odată la 4 etape de Premier League, Guardiola era întrebat de chestia asta cu Champions League. La înaintea fiecărui meci de Champions League, după, era întrebat. Și calculaseră de când s-a... până acum și se... nu știu câte ori a fost întrebat de chestia asta, că n-ai câștigat Champions League. Da. A scăpat și de asta, dacă ea, nu ăsta câștigă, da. Scapă de chestiunea asta. Acum, bine, întrebare acum ce mai... La o finală se poate întâmpla, nu știu... Un jucător să aibă o problemă, să dea un pumn unuia și să joace în 10. Și exact, nu, asta, nu la asta, despre asta vorbim. Nu, noi nu vorbim 11 fotbal, la 11 de fotbal, noi vorbim de fotbal. Și de fotbal nu prea are la cum fotbal, să... Da. Dar chiar sunt curios cum ar arăta cotele. Nu cred că, deși fiind o finală de campioni, s-ar putea să fie deja băgate. Adică și, cât e... Eu cred 1.60 după meciul din seara asta. Adică dacă ai fi la o casă, așa ai pune. Maxim 1.60. Ce să pui? Da. Și să-i dai vreo 5, nu? Interului. Bănuiesc că nu poți să-i dai nici 10. Atunci e... Da. Dar un 5 cu 1, 50... Ce credeți că se va alege de Real? Nu, ce se va alege. Nu e corect așa. Cum va arăta Real în sezonul următor? Cu Ancelotti fără. Credeți că vor renunța la anumiți jucători? O vedeți tot în formula asta, poate cu 2-3 transferuri de-astea? Bellingham, habar n-am, și alte nume de-astea importante? Pandi, ce crezi? Eu cred că rămâne Ancelotti. Da. Și cred că vin jucători. Sau crezi că are nevoie de jucători de genul ăsta? Are nevoie, da. De Bellingham s-a auzit că Bellingham vrea el la Real Madrid și că da, trebuie să pregătești bani, sute de milioane. Ai sute de milioane, iei jucători. N-ai sute de milioane, nu mai iei pe nimeni. Bellingham e 100 de milioane minim, nu? Da. Dacă a avut Barcelona sute de milioane, eu cred că are și Real Madrid. Mai discutăm noi, se pare, doar așa. Mi s-a părut în seara asta, dar iară nu-i corect să vorbim doar de seara asta, dar mi s-a părut că lui Modric ia cam... Uite că mă ajută colegii din redacție. Ia cam trecut. Ești departe cu cotele. Da? Știi care sunt cotele în momentul ăsta? 1.40. 1.20. Mamă, cu 10? Nu, 1.20 cu... Imediat. 8. 4.75. Cum mă, 1.20 cu 4.75? 1.20 City, 4.75 Inter. Nu cred așa. Cum poate să fie la 1.20, 4.75? 1.20 într-o finală de Champions League. Cred că cea mai mică... E realmente uluitor. Dar nu cred că se poate da. 1.20 cu 4 nu are o proporție. Adică te duci de la 1.20 la 10. Nu merge... Păi nu, că... 1.6 cu 5. Neavând X-ul, neavând X-ul ba, aici, da, cam, e da, și X-ul. Cam așa. E X-ul. Se ia după 90 de minute. Dar X-ul este...
Probabil 3. 3, bă, da. Da, 1, 20, 3, 4, 7, 5. 1, 20, fabulos. Hai de capul meu. Să nu ajungă până atunci, pentru că în mod normal cotele sunt influențate și de anumite accidentări, formă de moment, da, dar și de modul în care se pariază. Și evident că dacă lumea pariază pe o anumită echipă, păi cota acelei echipe scade. Toți care își pregăteau pariul pentru City din seara asta, le-ai tăiat. Ce se pariezi? Că aduci bani de acasă, da, dacă o să ajungă să scadă mai mult. Adică să ajungi la o finală de Champions League. Că, că a ajuns în finală, în ultimii ani cel puțin, o echipă care s-a arătat atât de bine... Cum arată City acum? Ba, cred că și Barcelona a lui Guardiola arăta bine. Bine, parcă nu, da, dar totuși a întâlnit în finală Manchester United. Păi asta era chestie. Dar ea ca echipă arăta. Te faci aminte 5-0 la da, Realului. Dar, și era Realul... Corect. Doar că Inter este o echipă care abia a prins loc de Champions League în Italia. Adică se iau multe. Spuneți că este disproporționată rău finala. Cea mai disproporționată, da. Da, pentru că și eu mă gândeam acum de când am mai stat o finală. Și Chivu era antrenor cu vreo 3 săptămâni, 3 luni. Da, da, da. Exact, era tot afară. Cum pierdea un meci, cum venea Chivu imediat de la primăvară. Nu era o discuție. Nu știu nimic. Îi bătea Empoli acasă, îi bătea Monza, îi bătea toată lumea. Nu era o discuție aberantă dacă Inzaghi trebuie demis sau nu. Pentru că echipa chiar arăta rău. Păi el l-a salvat tocmai parcursul din Champions League, după părerea mea. În campionat e o înfrângere mare că Inter pierde 2 ani la rând titlu. Bineînțeles. Fiind favorita principală. Favorita principală, din toate punctele de vedere, da. Clar. Așa este. Nu spuneți dumneavoastră, Napoli și Milan împreună au cât bugetul lui Inter. Bugetul Inter de salarii, da, așa este. Nu-și pierzi... Napoli oricum e o surpriză colosală care a câștigat campionatul. Și de maniera în care a câștigat. Va avea forța Real să renunțe sau credeți că ar trebui să renunțe la jucători precum Modric, Kroos? Nu știu dacă ar mai fi și alții. Benzema bănuiesc că va continua totuși 35 de ani, face 36 de ani, da, în decembrie. Și au semnat prelungire, nu? Parcă da. Modric mai are așa, un an. Așa nu? Citesc așa, că a semnat Modric. Un an. Aici nu cred că ai semnat prelungirea, stai puțin că... Dar a apărut în seara asta că n-are benzină deloc și nu poate să facă absolut nimic. Da. Nici Toni Kroos nu mai poate, nu știu. Acum nu mai poate să ne explice Ancelotti, cum a explicat după meciul turc, că Modric și Kroos au avut alt rol, noi nu ne-am dat seama, dar nu, poate explice. Au avut același rol, n-au mai reușit. N-au mai reușit să-l îndeplinească, exact. Să-l joace. Da. No. Nu știu, eu cred că totuși parcursul ăsta al Realului din Champions League, deci facem aceste de orice altă competiție, e mai mult decât decent. Nu poți câștiga mereu. Să joci o semifinală de Champions League. Dar nici nu poți pierde de maniera asta. Asta da, e o problemă. Asta e, asta îți rămâne. Asta îți rămâne ca în felul care a pierdut în seara asta. Să spun ceva. Ok, te rupe City. Dar măcar să fie agresiv. N-am văzut. În tur am văzut. Măcar l-am împins la Carvajal în reclame pe Grealish. Da. Să alegi 106 km e grav. E grav să alegi 106 km. Puțin, da. Foarte puțin. Puțin în condițiile în care tu trebuia să fii echipa care să fie alegat mai mult decât City. Deci atitudinea a lăsat de dorit, indiferent ce s-ar spune. Ok, bun, te pasează. Bă, dar intră și tu mai tare. La 5-0, că spuneai, pe a luat Ramos roșu, că dădea în ei ca în surdul în tobă. Acum, ce să-i faci? Au părut o echipă vlăguită. Așa e, da. L-ascultăm pe marele câștigător al seriei, Pep Guardiola. Pep, well, wow! 4-0, o victorie mare. Ne simțim foarte confortabil cu această victorie, cu această calificare. A fost foarte dureros anul trecut. Toată lumea a văzut caracterul acestor jucători. În momente dificile, îi felicit pe toți, de la președinte, staff, jucători, până la ultima persoană din club, pentru că au muncit și ne-am îndeplinit obiectivul. Evident că a fost mare sărbătoare în vestiar, celebrăm, așteaptă o finală, dar până atunci, duminică avem șansa să câștigăm Premier League. Mâine va fi o zi liberă, apoi ne pregătim pentru meciul de duminică. Da, that's true. Yeah, they show the commitment in our
Au arătat o determinare incredibilă, o intensitate extraordinară a fost. Bernardo Silva, două goluri. În astfel de meciuri, Bernardo mereu a jucat excelent. E unul dintre cei mai buni jucători pe care am văzut în viața mea. Performances by Manchester. Yeah, definitely. I said many times, so guys, we don't have to come back 1-3-0 down. Nu trebuie să revenim de la 0-3, trebuie să câștigăm un meci cum a fost acesta important. Acum două sezoane, jucat bine și sezonul trecut, nu s-a întâmplat atunci, s-a întâmplat acum. We didn't have the lucky enough to win it and today for the Mino One, we had all of us the feeling these days that am avut tot sentimentul în aceste zile că vom reuși. So it was not, was calm mentally. Toată lumea a fost calmă, mentalul a fost excelent. They make a lot of jokes these days. S-au făcut multe glume. I didn't feel tension. N-am simțit o tensiune. In any faces, in any behavior. Pe niciun chip. Am avut sentimentul că astăzi suntem pregătiți pentru a face performanță. Did you watch the game last night? Urmează meciul cu Inter, ai văzut meciul de aseară. Nu e cel mai bun cadou o finală cu echipa italiană. And the competition after this victory will be a lot of. Știm că victoria cu Milan le dăm mare încredere. Avem timp însă să pregătim finala. Ne întrebam noi, mai ales că în acest sezon City a dus tot sezonul, indiferent că a fost campionat, Cupa Ligii, Cupa așa, Champions League, în destul de puțini jucători, da? Ați aduce aici, mâine zi liberă complet, deci mâine ce e? Joi. Și duminică avem meci în care putem câștiga campionatul. Ei se antrenează, că discutam în timp ce sau fac doar refacere și un antrenament așa de întreținere înainte, cu o zi înainte de meci. N-ai ce să mai faci. N-ai cum să faci. Ce să faci? Astea sunt antrenamentele lor de 90 de minute, meciurile practic și la intensitate. În rest? Păi și poți să ai vivacitatea asta, agresivitatea, intensitatea asta doar da, era așa? Da, era pe imagini comentați, da, nu? Da, 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 era... Mi s-a părut că e Evra. Cum? Nu Evra. Nu ținea ce caută Evra acolo. Nu era. Sau cel puțin mie nu mi s-a părut că era Evra. De asta zic, adică poți să fii la nivel, adică teoretic din ce am văzut poți să fii, dar doar așa, cu antrenamente de astea de refacere și... Știi unde vrei să le duci, dacă bagă ceva. Na. Nu, asta. Dar asta s-a demonstrat. Că și la astea sunt la un nivel de... Toată lumea încearcă să bage ceva ce nu e pe lista substanțelor interzise. E logic să fie așa. Aia bagă toată lumea din moment ce nu e pe lista substanțelor. Adică e permis. Problema până este... Până când nu o să mai fie permis. Exact. Păi nu, dar lumea nu înțelege ceva. Că dacă acum folosești ceva care nu e pe listă, dar peste 5 ani va fi pe listă, tu practic te dopezi și în ziua de azi. Logic, da. Numai că e un dopaj permis. Asta e diferența. Da. Ideea e că pe noi, ca spectatori neutri, ne interesează să vedem spectacol. Corect. Și atunci, de ce în NBA nu se fac controle doping? Nu se făceau controle doping? Da. Ca să se vadă spectacol. Haideți să ajutăm și pe Bernardo Silva, a declarat omul meciului. Ce performanță în această seară! Familia ta a fost în tribune. Este o seară extraordinară. Știam că va fi greu să batem această echipă a Madridului. A fost o seară minunată. Suntem în finală din nou și de această dată sper să o și câștigăm. Yeah, with our people, we're always very strong. We know that they were amazing once again today, and they helped us. Știam că fanii vor fi din nou alături de noi și ne vor ajuta să câștigăm acest meci. Even when the second half started and we were winning 2-0, am pornit în a doua repriză cu 2-0, dar ei ne-au presat o perioadă, însă ne-am organizat foarte bine. Yes, I'm so happy with this performance. Sunt foarte bucuros. Two goals set the tone. You were flying from the start, actually. Două goluri. Yeah, I think that my performance in the first game in Madrid, it wasn't. Performanța mea, evoluția mea în prima repriză de la Madrid n-a fost una foarte bună și am vrut să compensez astăzi.
Am vrut să joc mai bine pentru echipă, pentru fani, asta am încercat să fac și sunt foarte mulțumit că am reușit acest lucru. Sunt foarte bun la loviturile de cap, chiar dacă sunt mic de statură. Ce zici despre Inter? Am văzut meciul, e o echipă foarte organizată. Am văzut meciurile cu Barcelona, cu Bayern, cu Benfica. Par o echipă foarte puternică și bine organizată în defensivă și foarte rapidă pe contraatac și la loviturile, la fazele fixe. În weekend puteți câștiga Premier League, un alt trofeu pe care vrem să-l câștigăm cu ajutorul fanilor din nou. Sperăm să ne recuperăm, să fim la capacitate maximă și să le oferim acest trofeu. E bun în jocul aerian, chiar dacă e mic, asta ne spune el. La glume, râdea. Dar trebuie să fie un jucător atipic, personalitate atipică. Nu-l vezi să aibă nici tunsoare, știi, din comun, ca mulți alții. Ca foarte mulți alții. Nici vopsit, nu știu cum, nici barba nu are tunsă, nu știu cum. Să joacă fotbal de De la City nu prea vezi, că are Akanji alea în cap, Aki așa a fost tot timpul, coada aia, dar în rest nu vezi. Nu prea. Gen, ce, nu vezi gen Gnabry? Nu vezi, da, ceva da. Am impresia că nu prea... Și nici gen ăsta de la Barcelona, cum îl cheamă pe dreapta? Da. Rafinha sau cum îl cheamă? Nu, cum îl cheamă? Nu, extrema dreaptă. De la Rafinha. Da. Dungi trase prin da. Cap, prin poate alea, e nu... Și în Guardiola vreun halagen. Nu, păi da. Nu, ba, eu cred că eu e. Cred că eu, cred că eu cred că asta contează pentru... Că în momentul când i-a plătit clauza lui Rodri, nu înțelegea lumea de ce i-a plătit clauza. După aia s-a aflat că Rodri are o mașină cumpărată la mâna a doua, că nu-l interesează să stea cu 7 Bugatti Veyron prin... Deși ar fi permis... Eu cred că el evaluează și calitățile astea la un jucător. Da. L-ați văzut pe De Bruyne vreodată tuns în vreun fel? Nu. L-am văzut jucând fotbal și alergând. Bun, ne oprim. Mulțumesc mult, Basara Pandoru, mulțumesc mult, Mihai Stoica. Finala de la Istanbul pe 10 iunie va fi între Inter și City. Însă până atunci, cum spunea și Guardiola, el are timp să pregătească. Noi o să avem și alte evenimente, să apropie o etapă decisivă poate pentru lupta la titlul în Liga 1, finala Cupei României, barajele, așadar multe lucruri interesante până la acea finală. Noapte bună acum!